De acolo, Corina, ce urmează să se întâmple și ce ți-a transmis partenerul de viață al Elenei Udrea, care a ajuns și el în această dimineață acolo? Ați văzut-o în urmă cu scurt timp pe avocata Elenei Udrea, cea care a ajuns aici la tribunal. Nu a dorit să comenteze cazul în fața noastră a jurnaliștilor, însă în urmă cu jumătate de oră ne-a transmis că acele documente încă nu sunt traduse și că nu exista încă un translator care să vină astăzi în instanță. Așa că rămâne să vedem în mai puțin de 2 ore dacă acest proces se va ține sau nu, pentru că știm deja a fost amânat pe acest motiv încă de ieri. Între timp, Adriana Alexandrov a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că Elena Udrea a avut o cădere în momentul în care a fost prinsă aici în Bulgaria, însă că a început să se simtă deja ceva mai bine și că are încredere în decizia judecătorului de aici. A mai precizat Adriana Alexandrov că este o presiune imensă acum pe umerii lui și nu reușește să rezolve cât și-ar dori. Așteptăm să vedem, vă spuneam, ce se întâmplă la ora 14, dacă Elena Udrea va face vreo declarație în fața judecătorului și dacă va cere acel azil politic, pentru că avocata, i-ați văzut, nu a dorit să ne precizeze ce strategie o să aibă astăzi în instanță. O decizie ar trebui să vedem imediat după acest proces. Nu este însă o decizie definitivă, ea poate să fie contestată în termen de 3 zile. Spuneau cei de aici că în cel mult 10 zile ar trebui să se aplice acel mandat european de arestare, ar trebui ca Elena Udrea să ajungă în țară, însă asta depinde foarte mult de cartea pe care fostul ministru al turismului o să o joace în instanță. Cert este că Elena Udrea rămâne în arest cel puțin până luni seara, pentru că un procuror de aici, din Bulgaria, i-a prelungit acel mandat de reținere cu încă 72 de ore. Rămânem și noi aici și revenim cu imagini din momentul în care Elena Udrea ajunge aici la instanță și rămâne să vedem dacă astăzi are ceva de declarat sau nu.